Cătă, salutări din țara bogaților. Bucur să ne revedem. Din tărâmul bogaților. Znagov se scrie cu semnul de la dolar. Da. Iar episodul de astăzi se numește Adevărul despre cea mai vândută mașină din Europa. Este cea mai vândută mașină din Europa. S-a bătut cu Tesla și cu T-Roc. Și se pare că în 2023 a câștigat. Adică avem modelul care se numește Dacia Sandero Stepway Away cu grila nouă. Aceste caractere care amintesc de un... Vino mai aproape, te rog. Apropo, în spatele camerei astăzi este Alex Dobrescu. Dacă nu filmează bine sau vedeți mișcări bruște pe el, să-l înjurați. Circula o anecdotă pe Facebook și pe Instagram cu logo-ul ăsta, că seamănă cu mașina lui Flintstone. Dar mă rog, poate doar seamănă. În rest, aceeași mărie cu aceeași pălărie. Din nou, aici este o chestie care iar și-am văzut-o pe TikTok. Aici poți băga, nu poți băga cheia. Și aici poți băga cheia. De asemenea, mai poți băga cheia în butucul de la ușă. După ce faci așa iarna pe ea sau cu bricheta. Atenție unde faci cu bricheta. Că... Cred că e cealaltă cheie. Pe asta de la... Ai de la casă, bravo, da. Ah, mă scuzați. Și se închide. Da. Se închide centralizat. Tehnologie, ce să mai... La nivelul anilor 2023 spre 2024. Evident, este varianta cu acel super motor cu super putere dată de combustibilul lichid GPL. Observăm totuși că s-a schimbat antena. Nu mai este cea veche și asta nu se mișcă. Bine, se mișcă doar așa, dar nu se mai mișcă. Bine. Ia vino mai aproape, Alex. Un detaliu minor. Să știi că se mai întâmplă și la alte mărci. Da. Interesant, nu poate fi furat. Știi că pe vremuri se furau antenele la Dacia. Observ însă, uite, acest autocolant care este un adevărat salvator de salvează vopseaua. Da, mă rog, salvează ceva. În rest, aceeași mașină care a primit ceva insonorizant, că fiind a unui pasionat, primește lucruri de pasionați. Să punem acest simbol al capitalismului. Îmi permis să deschid eu? Fai de capul meu, chiar te rog. Dacă aș ști cum... Urmează să iasă Luci Popa. Salut, Luci! Uite, bine că avem ăsta montat. Da, da. Am stârnit atâta flame cu această tijă la Cupra. Interesant este că asta se face în România, iar Sandero normal în Maroc. Farurile sunt făcute în Maroc. Avem o baterie italiană. Și... mastic lăsat la vedere și, mă rog, atât s-a putut, n-a mai fost. Aici avem rampa, cred că, de la instalația de gaz. Ai vreun foc? Crezi că e cazul să încercăm? Dar nu miroase? Nasul meu nu mă înșală niciodată. Mă rog. Să sperăm că s-au remediat problemele cu instalațiile de GPL de fabrică, pentru că se aștepta pentru nu știu ce piesă foarte mult timp
Știți voi chestii de genul ăsta. În rest, e o mașină simplă, fiabilă. Dar în spatele acestei fiabilități sunt lucruri care mulți dintre oamenii obișnuiți, dintre posesorii obișnuiți de mașini, nu le cunosc. Greutate scăzută, suspensie simplă, un pic supradimensionat. Și automat vei avea ceva rezistent la acea mașină, adică trenul de rulare, care defectări ale trenului de rulare deranjează pe toată lumea, gen tronconezi. Că pe la motoarele astea se va mai aprinde câte un bec, că va face câte o figură, că nu știu ce tije pe la turbo, mă rog, 3 pistoane, 1-0, ce pretenții să ai. Însă, ce nu știe nimeni din online-ul românesc, este cât este marja de profit pe un astfel de model. Un astfel de model care a debutat cu un preț de 8.500 de euro și a ajuns pe la 17.500 de euro. Pe aceeași motorizare, pe aceleași finisări, adică nu e de la un 2.0 la un V8 o diferență și, și au niște echipări de la textil la scaune care se frâng în 13 poziții. Mă rog. Da, dar să știi că între timp mai avem și o devalorizare a banului și oarecum o parte ar fi justificată, o parte din această scumpire. Chiar sunt curios cum merge faceliftul. E încălțat însă un pic ciudat. Pe față avem niște anvelope all season, sailun sau de iarnă. A? Avem toate semnele calendaristice aici, M plus S și pericolul. Pare un profil all season ăsta. Da, iar pe spate avem niște anvelope pe care și eu le folosesc, de iarnă, dedicate, făcute în Serbia. În rest, dăm puțin, aceleași finisaje incomplete, picolo, picolo. Da, mă rog. Aici tot cu cheie. Avem gura de umplere pentru gaz, GPL. Merge și cu benzină de 95 și de 98, ceea ce e bine. Pentru că de regulă motorașele astea cu 3 cilindri mai sunt pretențioase și injecție directă. Aici asta e o chestie care nu-mi place. Noua înscripționare e ok. Pare așa, pare o mașină mai scumpă decât e. De fapt, asta e și cred că ce se vrea din modelele Dacia. La felul cum e poziționată deschiderea la portbagaj, aici tot timpul te vei murdări pe mâini, mai ales dacă mergi pe ploaie, pe zăpadă. Portbagaj de mașină de clasă mică. Nici prea prea, nici foarte foarte. Pare foarte ușor. Aici îi lipsește totuși. La cât plastic se găsește în România, numai în natură, mergea o completare. Mă rog. Capitonare cu plastic, dar totuși am mai văzut și la alte mașini. Da. Avem o tăviță, frumos îngrijită. Kilometri câți are? 10-11.000. E o mașină din august anul trecut, e nouă. Mașină nouă. Știi ce? Vrei să mergi cu ea tu? Ca să fiu sincer, am emoții, dar aș vrea să încerc. Pare sigură. Da. Hai, reglează tu scaunul pentru tine, să mă urc eu în spate. Perfect. Și să-i dai și o cheie. Ia uite, cheia. Că vreau să mă bag puțin sub aici unde e eșapamentul neterminat. Eu îl numesc modelul ăsta de eșapament, care din nou este prezent la multe mărci, să moară soacră mea. Păi da, lași soacra în mașină și mașina pe loc o perioadă și poate să fie Euro 6 oricât. Ha! Ești aici! Și ești curat! Bravo, eșapament! De Dacia. Tambur pe spate, dar tambur ventilați. Este un progres. Observați striațiile astea. Contribuie un pic la răcirea lor în mers. Capace peste jante, care au o denumire care îmi scapă acum. Ce, nu pornește? Nu, n-am pornit-o ca să nu... A. Ai făcut scaunul? Da.
Te rog. Avea că nu e atât de mică și de apreciat că poți băga picioarele sub scaunul din față. Ia deși bine, scaunul, să știi că e dat la minim. Exact. Pentru că sunt foarte multe mașini la care cobori scaunul de tot și nu mai poți băga picioarele sub scaun. În rest, un scaun care nu se mișcă. Bravo, Dacia. Dar spartană și un pic claustrofobă în spate. Tetierele astea mari sunt frumoase, îți iau ochii, dar celui din spate îi vor lua complet vizibilitatea. Buzunare, nu avem încărcător, nu avem priză de 12V, în spate nu avem nimic. Fabrica de plastic din România prezintă. Să ne uităm puțin și la componentele de suspensie față. Dă-mi, te rog, Alex. Acum înțeleg de ce îi se spune mașinii, bine, Loganului, Passatul de la Mioveni. Bucșa din spate, de la brațul principal, de la singurul braț, este amplasată ca la Passatul B8. O sursă de scârțâiel pe termen lung. Evident, culoarea ruginie prezentă pe aici pe fuzetă este un tratament special obținut pe cale naturală între fier și atmosferă. Ca nou, ce sună? Pe aici totul în regulă. Foarte interesant că sunt modele Renault care este joja în capac. Aici avem o joja clasică. Mă rog. Detalii din astea. Destul de solidă și de grea capacul așa. Și nu suna Toyota. Cătă, ne vedem la bord. Mulțumim cameramanului nostru. Cut! Sfinte Volkswagen-e care îmi bați în piept, apără-ne și călăuzește-ne pe drumul cel bun, că nu știm ceea ce facem. Adu-ne înapoi. Aduce, nivel GPS scăzut. Da, să ne uităm la cifre. Cică l-a resetat proprietarul. Ia, butonează pe aici, pe undeva. Să vedem de aici, să vedem ce avem. 11.000 de kilometri. Nivelul GPL scăzut. Ia, aici ar trebui să avem date. Dă-i un ok acolo. Ia. Așa. Nu, cred că ar trebui să avem aici. Consumere da, GPL, să nu este resetat. Autonomie GPL, autonomie călătorie GPL, mamă, ăsta e... Las-o așa și hai. Bun, ascundem, ne punem în mișcare. Vreau să spun că am emoții. Deci am condus primul model de Sandero. Eu de ce nu am cotiere? Probabil că e aftermarket? Nu. Nu. E after... E doar pentru șofer. Și aici se vede că cineva nu îi place... Nu-i prea înțelege cum e cu capitalismul. Dar mă rog. Salut, băieții! Facem schimb! Ia să vedem infotainmentul. Afișaj, dispozitive, sistem. Top. Simplu. Foarte mișto chestia asta. Eu, nu știu cum se... Nu stai că n-are din alea eu pe viitor alea aici, în locul găurilor apar. O să pui telefonul acolo, știi? Buton SOS. Vezi? Și proprietarul se roagă. Dă-i înainte să vedem ce o ieși. Bun, ne punem în mișcare. Asta se pare că are și Bluetooth. Asta cred că e microfonul, nu? Da, da, da. Ia, hop, avem frână de mână. Ia să vedem. Să vedem, să vedem. Să vedem în primul rând cum se aude pe bucata asta de drum de aici. Prima e în auto.
pare așa de mică. Păi chiar e foarte mică. Știi că față de prima generație de Logan, mie mi se pare mult mai mică, iar ergonomia interioară... La ce ai pus o bucată atât de mare de plastic într-o mașină care oricum ai vrut să faci cu multe cut costuri? Că puteai să o elimini și puneai, o făceai mai mică și aveai un pic mai mult spațiu la picioare. Da. Evident, scaunul din dreapta nu coboară. Butonul ăsta eco, ce face? Butonul eco. Hai, eu nu troznești un pic. Mă rog. Detalii de ăștia. Da, e bine să nu fii încărcătaș, totuși. Da. Eu, marea problemă la mașinile astea, mie mi se pare prețul. Și asta n-am înțeles, jonglerismul ăsta. Bă, nu poți să dublezi prețul prin niște dotări și prin niște abțibilde. Când tu, baza tehnică o ai aceeași. Și motorizările și. Mă rog, acum fiecare își vinde marfa cum consideră, da? Într-o lume în care cam toată planeta o duce greu cu banii, sau măcar Europa, o să vă povestesc ceva pe drum de, din lumea auto, de ce s-a întâmplat zilele astea. Lasă-le deschis. Avem climatronic. E bine că avem butoane. Dacă pornim acel, ce se întâmplă? E mai din cai. Trei pista. Da. La locul lor acolo, în față. Ascunse, sub capota de tablă albă. Se pare că suntem pe GPL acum, a? Da, mergi tu pe GPL și eu mă întorc pe benzină. Da. Să așa facem. Vedem niște chestii. Mi se pare că e mai mult ca pe GPL. Depinde de reglaj. Probabil că dacă îi mărești debitul la instalație, ai putea să scoți ceva mai mult ca. Uite, motorul destul de silențios așa, la viteze mici, nu se aude în habitat. Să se auzi zgomotele astea de rulaj, așa, de partea de haion. Capul plastic. Da, e și pânză pe aici. Moale. Ce-o trage din mână. Da, ca la Renault Clio, simbol. Și ca la Laguna mea. E bine totuși că sunt perseverenți. E interesant să reușești o chestie să o faci la fel timp de 20 de ani pe 20 de mașini. Nu? Da. După ce voi schimba și ceilalți suporți de motor la Laguna mea, sunt curios dacă va face și cu suporții noi. Păi face parte din identitatea de marcă, Mihai. A, da? Da. După asta identifici marca. Știi că trage binișor. La cât e de ușoară, ar fi chiar culme. Wow, dar cum face? Wow, nu s-a obișnuit. Direcția sau cutia? O să merg prudent. Asta a avut o chestie și ciudată și pe reglajul de la direcție. Are momente când nu revine servo, nu revine volanul pe drept. Se pare că are un delay. În procesul de fabricație. Da, asta este lumea auto a sfertului de mileniu 3. Având în vedere că se fac mașini de mai bine de 100 de ani pe bandă, de când domnul Ford a inventat banda de producție, mă așteptam să fim un pic mai departe. Nu la niște ligheane zburătoare și așa mai departe, dar măcar la niște trâncăniciuri de-astea mai... Un prieten al omului. Da. Și ce vreau să vă spun, zilele astea, producătorul chinez Bid a debarcat în Germania pe un vapor, cu un vapor al aceleiași companii, adică propriu, tot Bid și vaporul, poate că și marinarii erau tot Bid și capitanul Bid și... A descărcat câteva mii de mașini noi. Cu toții știm prețurile mașinilor chinezești sau chineze, atât pe curent cât și pe alte surse de combustie. Și problema este în felul următor, că în acea republică mare, 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 se face, sunt 110 producători auto care fac, cred că 1000 de modele, dacă nu chiar 2000 de modele.
Pe principiu, copiem, decupăm și remontăm. Astăzi, orice mașină a oricărui producător european, există o variantă chineză la jumătate de preț. Culmea, se vând în multe părți ale lumii. Prețul dictează, prețul este totul. În mai ales în lumea auto. Dar targetul cumpărătorilor de mașini de buget, de mașini de 15.000, de 20.000, de până în 25.000 de euro, unde producătorul Dacia e pe locul 1 în Europa, e cel mai atacat de producătorii chinezi. Pentru că clientul care vrea să-și cumpere, nu știu, Jaguar, Audi A6, Mercedes GLE, nu va opta pentru varianta chineză. Cu siguranță. Sau de Touareg, nu mai, mă rog, Porsche, nu mai vorbim. Dar clientul de mașină ieftină, de mașină de consum, pe care o ia să o exploateze, de firmă, că astea sunt mașini care merg la firme, la închirieri, de asta se și justifică numărul mare de mașini din astea vândute în Europa. Toate firmele de închirieri, ce mașini au? Ia uitați-mă. Astea vor fi cele mai atacate de producătorii chinezi, pentru că producătorul chinez va oferi o mașină mai bine făcută decât asta, mai mare puțin, cu niște finisaje mai mișto și cam la același preț. Punct. Nu știu dacă ai citit presa zilele astea, președintele Renault. Am citit și am crezut că e un fake news. A declarat că este în discuții cu Volkswagen și cu alți producători pentru a face un conglomerat gen Airbus pentru... Le e frică de chinezi. Exact. Și ce zic? Bă, mă fac frate cu dracu până... Dar problema nu este la ei. Problema este la legislație. Eu zic să facem... Să existe 2-3 mii de producători de mașini pe planetă. Dar produmile pe fiecare continent, produmile în zona unde vrei să le vinzi, ca să dai de muncă populațiilor de acolo, să folosești resurse din zonă, să plătești mult mai multe taxe administrațiilor și guvernelor din țările respective, pentru că așa, producându-le într-o parte a lumii, ducem acolo resurse și de acolo ducem produsele finite în toată lumea. Cât înseamnă poluarea transcontainerilor care taie planeta? Da. Ca să nu mai vorbim de faptul că China își produce curentul arzând cărbune. Deci poluează mai mult decât poluează producătorii europeni. Pe unul din canalele de Science, despre fetița aia mică, care se plimbă ea prin lume. Bine, e de prin 2019-2020. Și ultimul episod care l-am văzut a fost la forumul ăsta Davos din 2020 cu, cum îi cheamă, mă, ăștia economici mondiali, adică niște entități din astea care chiar vor binele planetei și ai oamenilor. Nu au prea băgat-o multă lume în seamă. A venit Trump, a vorbit 7 minute și a plecat, toată lumea l-a aplaudat, mă rog, o să-l aplaude din nou. Dar ce e interesant și ce poți afla din emisiunea respectivă sunt niște cifre. Niște cifre care spun că o treime din energia planetei este făcută din cărbune. O treime. Și atenție, sunt zone unde pot fi instalate eoliene. Sunt zone unde pot fi instalate parcuri fotovoltaice uriașe. În funcție de geografia planetei. Dar sunt zone unde nu poți face decât pe cărbune, neavând râuri, neavând vânturi, neavând prea mult soare. Sau atomice. Wow, nu putem merge tare ca să ne auzim. Hai să ne întoarcem la Dacia noastră. Ia picior de pe accelerație. Și accelerează? Hai că nu se mișcă. Da, dar nici nu face nimic. Parcă am o pedală efectiv liberă. Păi e cu trei pedale. Să știi că acum îi înțeleg pe șoferii de Dacia care mă încurcă pe stradă. Pe bucata asta de drum, tot timpul șoferii de Dacia mă cam încurcă. Păi ia să vedem, avem ceva în spate. În curba asta aici. 60! Păi uite, 60! Nu, asta e domnul cu când dai. Ia dă-i către racheta să vedem cât prind. Dă-i cu atâta, dă-i blană. Aia noastră. Sunt cu pedala la podea. E prieten cu noi. Ia să vedem la cât plafonează chiar. Că n-are... Mamă, otopeniu e încolo, nu? Când tragi de anture, se mișcă. Ce zgomot de vânt are, băi, ești nebun la cap. Și e...
suntem în situația domnului de pe dreapta. No, atâta, 100, tati. Da. Ce mi-e 1300, ce mi-e 1300, ce mi-e asta? Cât ziceai că e mașina asta? Păi cea mai ieftină e vreo 12.000, cred. Nu, 8.500 e cea mai ieftină, dar standard, nu stepă. Iar asta 12.000, cred că e. Standard, nu cu de-asta mare, nu cu comenzi pe vă, nu știu, cu glimă, cu... Au și trapa acum, știi? Costă 400 de euro trapa. Da, dar și... să știi că părerea mea că e o mașină ok. Dacă chiar n-ai bani și vrei, insiști să-ți iei o mașină nouă, nu ai toți bani și vrei să-ți faci o finanțare, te descurci cu ea. E cea mai bună mașină de consum, să nu-ți pese. O iei, ți-o dai la firmă, o dai la o firmă de închirieri, merge toată lumea cu ea. Da, fiecare cum vrea. Pentru un 10.000 de euro? Nu știe nimeni cât e marja de profit. Apropo, deși asta, fiind cu GPL, eu cred că e mai scumpă. Bă, trebuie... Bine, foarte fluctuante prețurile ăștia și s-au schimbat, s-au plimbat. Vrei să încercăm puțin aici? Ia, dă-i cu a doua. Aha! Hai că n-ajunge la 50 la oră. 40. E bine. Am mai multă bază la învelopele de pe spate. Hai. Aole, încă o dată? Nu mai. Mergem pe autostradă. Gata. Ieșim pe traseu scurt. Am înțeles. Nu vrei să ne plimbăm mult cu mașina asta? Da. Știi, după ce am filmat, nu știu, cred că vreo 1000-2000 de mașini, că nu le mai țin evidența, sunt de toate felurile, și bune, și rele, și trâncăriciuri, și OZN-uri. Dar sunt mașini simple. Adu-ți aminte Ford-ul ăla Mondeo de acum, care avea 20 de ani. Super. Bă, era o mașină, nu vrea să dai jos din ea, uite o așa cum era. Superbă. Și sunt mașini care, uite... Îți vine să te întorci. Uite! Mă rog. Hai să o vedem la viteza de autostradă, că n-am mers niciodată cu mașină din asta la viteza de autostradă. Urmăritorul. Mai e îngroapă câteva. Și-a luat un prieten de-al nostru, un urmăritor foarte drag de la Timișoara, și-a luat una. A dat bani mulți pe ea. Și lucrează la ea, vrea să o reabiliteze, să o restaureze, să o ducă pe calea cea dreaptă, cea dreaptă. Și este un alt prieten de-al nostru la Calafat Romeo, îl salutăm pe calea asta, care a luat una. A dat vreo 7.000 de euro pe ea. Dar e nouă. Frumoasă. Nouă. Uite etajarea cutiei, 3000 la 135 la oră, nu e rău. Nu e rău, da. Nu e rău deloc. Cu a 6. Ar trebui să avem un consum bun. Deranjant e zgomotul de vânt la ea, la ocliz, dar nu e la ocliz, undeva pe aici, pe la uși. Să știi că suflă și puțin vântul afară. Și e posibil să ne păcălească. Da, mă rog. Dar totuși... Da, parcă aveam geamul deschis. Oamenii cu mașini au treabă cu vântul. Cum, nu știu dacă am apucat să vezi clipul cu BMW X5 M. Am văzut. Și cum ți s-a părut? Despre ce vorbim? Bă, și când te gândești că țara asta numită Germania a fost nivelată în al doilea război mondial. La propriu. Da, e efectiv, nu că nivelată, au trebuit să și curețe după dezastrul ăsta. Noi însă i-am primit cu drag pe ruși. N-au mai plecat. Așa că nu vă fie teamă că ne vor ataca. Bă, de ce ne depășesc chiar toate mașinile? Se merge la viteză de autostradă, noi mergem la 120 acum, că nu e mașina noastră, nu vrem să ne bate jos de ea. Nici nu mă simt în siguranță să zic așa. Uite, ți-a pus și eco atunci. Nu, da, chiar se întâmplă. Nu e bine. Ce se întâmplă? Poate oprește compresorul, mă gândesc. Nu, că stai că compresorul pornește când pornește AC-ul. O dezactiva vreo 2 cilindri. Păi n-are decât... Transformă în seringă cu arbă recotit. Nu, e ok mașina. Te deplasezi. Păi da. Să
să fim serioși. Pentru o firmă de închirieri, pentru rent-a-car-uri, pentru daily drive de astea, taxi, Uber, transport de acolo până acolo. O mașină pentru drumuri proaste. Uite, are țânțari în ea. Ia oprește aici, bă, că s-o dovede cât costă și Mercedes-ul ăsta. Să-l ajutăm pe om, poate o vinde. Este mai o intersecție de pe zona Snagov cu autostrada A2, nu, A3. Un domn vine un Mercedes frumos, un ceu, pachet. Vedeți aici numărul de telefon, o găsiți neagră. Facem și schimb? Da. Hai că totul e ok. Țăcăre puțin, dacă cădă la gaz, țăcăre. A, dar fii atent că tu ai mers pe gaz, iar eu acum trebuie să merg pe benzină. Se aud electrovanele. Așa sunt. De la gaz. Bun. Am apăsat pe LPG. S-au semnalat defecte? Stai puțin, că nu înțeleg o chestie. Pedalierul ăsta de ce nu are aliniament? Și asta de ce revine așa în ture încet? Mă rog, nu contează. E Dacia, Mihai. Ah, nu e cătă că e Renault, nu e Dacia. Păi cum că scrie Dacia mea? Păi da, dar mecanică scrie Renault. Eu sunt fel convins că dacă luăm un Renault Clio de acum 20 de ani... Frâna de mână. Asta e din asta. Dacă luăm un Renault Clio de acum 20 de ani... Apăsăm butonul Eco? Bă, ai simțit? Cap, ești nebun la cap. Yep. Gata. Ia filmează puțin aici. E bine că nu are și stânga-dreapta. Uite încă una. Salut, colegul! Ce dracu ați făcut, mă, aici? Nu există așa ceva. Uf. Frumos volanul așa, știi? Pare că ai multe chestii pe el pe aici și sunt intuitive. Dar uite aici, de exemplu, ai butoane moarte și ai satelitul de... Bă, 4, 3. Așa. Ai satelitul de audio după și ăsta moarte. Nu puteai să le pui pe ăștia aici? Ca să nu mai pui ăsta în plus? Care oricum eu nu-mi place de nicio culoare, nu pot să-l înțeleg. Eu nu mă descurc cu el deloc la mașina mea. E chiar intruziv. Sper să trecem la 6 după asta. Să ne revenim. Depinde puțin. Cum e vânt. Să ne revenim puțin. Depinde de vânt. Ce să... Mama mea. Deci 130 deja e wow. Nu știu ce presiune recomandă în rost, dar... De mama noastră. Nimic nu putem face ca lumea. Mic. Ei, nu mă bate vântul, ei. Cred că prinsărăm o zi bună de încercat mașini. Domnul cu Passatul vezi că n-are problema asta. Poate nici domn, poate domnul cu asta mică mai are problema asta. Bă, frate, bă. Sper să se audă și pe filmare. Ce să se mai audă că vreau să mergem acasă? Pe aici ieșim? Da. Ești în siguranță, cu asta nu iei amenzi. Clar, clar, da. Pe autostradă n-ai probleme?
aici, nu? Da. Bune frânele. Și răspunsul pedalei e bun. Pe puțin timonerie e foarte bizară. Te obișnuiești cu ea. Da. Aș intra trei. Ce trebuie mai mult? În tinerețe am condus mult timp Renault Symbol și mi-aduce aminte de acel Renault, deși, sincer să fiu, cred că era mai bun. Parcă era puțin mai rafinat. Băi, eu aș face absolut, hai că chestia asta cu plasticele, că scaunele, că e o mașină ieftină. Bă, da, chestia asta de bază, bă, optimizează-le, mă, lea, să n-ai ciudățenile astea în direcție, bălângănitul ăsta, ce dracului, mă, că sunt 11.000 de producători de amortizoare și de componente de direcție. Doar necesită niște chestii de reglaj, atâta mai. Dacă ar fi să critic ceva foarte tare la mașina asta, e direcția. Exact. Și apoi insonorizarea. În rest nu mă deranjează. Aici, în dreapta, chiar e ok. Păi asta, și peste insonorizare treci. Băi, o mașină mică, nu mergi prea des în regim de autostradă, la viteza de autostradă și așa mai departe. Dar chestia asta de bază, bă, nu... Opa. Ce ați făcut? E un domn care nu știe ce să fac aici. Ambreiaj lucrează un pic ciudat, ține la capăt de cursă și e elastic, așa o aruncă peste viteze, cumva. Mai mult până departe. Mult de tot. Cred că toată România în mașinile astea, cât am. Foarte frumoase, foarte atrăgătoare. Dacă nu intri în detalii, exact ca în țara noastră. Eu nu înțeleg vehemența proprietarilor de Dacia, care tot insistă că mașina e grozavă. Eu înțeleg, e o mașină bună, îți faci treaba cu ea, dar totuși o lauzi comparând-o cu alte mărci. Deci e mult până departe. Sunt biciclete la care se schimbă vitezele mai mișto decât aici. Și biciclete cu mult mai multe viteze. Nu mai fă așa, te rog. Hai că avem 100, nu avem mai mult. Da. Simt ca pe ATV la viteza asta. Da, dar avem claxon ca lumea. Pericolul. Aici restricție 60 în curba asta. Da, nu, că... Ia uite-te puțin. Deci i-am dat a 5-a și o scoatem dintre a 5-a. Pac. Și... vine așa cu o întârziere ciudat. Bă, frate, bă... Și foarte... agresivă timoneria asta, cumva, așa. O și loadăm puțin. Ce ți-a plăcut la ea? Culoarea. Exteriorul e frumos, interiorul e frumos. Dar nu e... Cumva tehnicul și finisajele nu bat cu nivelul ei de frumusețe. Adică e o mașină mult mai frumoasă decât e de funcțională și de trainică, așa știi, să-ți dea sentimentul ăla de lucru bine făcut și ușor de utilizat. Cutia de viteză, timoneria asta e ciudată, rău, e... Ambreiajul e ciudat, e... Mie îmi pare că e o mașină cu mecanică de acum 20 de ani. Și mie îmi pare că e o mașină cu piese mecanice făcute acum 20 de ani și revopsite în prezent. Mă rog. Au mai tras de tablă pe aici, pe acolo, i-au modificat plasticul. Tocmai asta e chestia, bă, că tu ai o formulă tehnică simplă, o formulă care și-a scos de mult timp know-how,
McPherson ăsta și puntea fixă de pe spate, dracule, au mașini de 40 de ani. Bă, măcar pune unele de calitate, reglează-le cât de cât cum trebuie. Unde? Integrare telefon, dezintegrare telefon, dispozitiv. O avea și wireless app connect? Da, probabil că are. Frânare activă, ce-o fi asta? Asistență la condus, aerete, blocare ușii în mers, reblocare automată, întâmpinare internă. Asta e, cred că cântă când o deschizi ceva, zice, salut, cetățene. Hai, mai spune ceva, ia uite. Noi îl depășim pe autostradă. Conectat cu strămoșii când mergi și intri în gospodăriile acelea tradiționale. Așa? Postul potrivit. S-a blocat. Ține power, apăsat 10 secunde. Ar putea fi încurajați de poliție să-și găsească. Așa. Atunci să meargă acolo în scenă, așa. Media. Niciun dispozitiv. Dar nu are prea multe chestii. Tot mai ecranul și trei lunele de resurgere. N-ai nevoie. Ai radio. Da. Ce-ți mai trebuie? Trini tras. Păi... Asta e, trebuie să fie la favorite. Și nu pentru cum merge mașina, pentru că eu sunt sigur că la siguranță ai nevoie de trimitras. N-aș vrea să fiu în mașina asta. În caz de ceva. Sincer, părerea mea că siguranța trebuie pusă înainte de toate. Astea sunt minusurile ei majore. Odată partea de deformare și de calitatea metalului din ea. Dar hai să zicem că nu pleci niciodată cu premiza, bă, voi face accident sau mi... O, e ca românul, nu mi se întâmplă mie. Dar, bă, ea e nesigură în cum o conduci tu. Asta e haotic și ce nu pot să înțeleg eu, de ce nu poate fi optimizat la ele. Apropo, ia, uite, acum ea e un pic virată dreapta. E periculoasă direcția. Pe drum încoace, prinde becul la benzină. I-am terminat omului benzină, îmi cerem scuze. Pe drumul încoace astăzi, pe drumul expres, venind de la Creava, au depășit vreo 4 Forduri Puma cu numere de probe. Dar rachetă, băieți. Da. E o legă regulamentară. Încearcă-o și pe GPL până acolo. Nu mai încerc pe nimic, că mi-a ajuns, las-o așa. Nu pierzi nimic. Am apucat pe GPL. Sunt curios dacă simți vreo diferență. Oh, ai văzut? Uite, un domn fericit. Pe vântul ăsta nu cred. Dacia de senzația. Cum era aviația de senzație. Uite un om care știe ce vrea de la viață și a luat mașinile potrivite. Mașină de drum lung, mașină de oraș? Exact. S-a umplut de Tesla. Un alt om care știe ce vrea de la viață. Și viața a fost bună cu el. Deci fii atent că face chestia asta numai pe dreapta, pe viraj de dreapta. Ia uite. Dă puțin telefonul în spate. Ia uite. Pe stânga nu, deci pe stânga revine, pe dreapta mai puțin. Cine o fi făcut casetele ăștia de direcție? Are torque steering. Și vectoring, da. Combinat. E mama noastră. Să nu-l supărăm pe prietenul nostru. Ia, uite, deci tu. Deci eu am scos din 2 și împing în 3. Și deci, o dai mai așa manual.
Audi? Dar să știi că eu mă bucur că am condus mașina. Eu nu. Tu ai mai condus. Dar eu n-am mai avut ocazia să conduc modelul ăsta. Ai mai condus modelul ăsta? Facelift-ul ăsta nu. Clasica. Prima, adică. Și asta are presiune uriașă în roți. Da. Ce consum zici? Eu zic că 6,4. 7,5. O să vedem că pe GPL trebuie să fie mai mare, cam cu 20%. Densitatea gazului e mai mică. Cumpărat cu benzină. Unde o pozăm? Hai să o pozăm de unde am luat. Da, o pozăm aici, așa. Uite, tragem foto, parcăm așa și facem un photoshooting de ăsta de fin, de sfârșit de clip. Până aici. Momentul adevărului acum? Păi tot clipul e un fel de moment al adevărului, dar hai. Ta-da! Nivel GPL scăzut. Știi că o să-ți faci și mulți dușmani. Mai mulți decât? Da. 8,5 pe GPL. Și pe benzină? Păi nu, că pe benzină cred că trebuie să scoți GPL-ul de aici. Și acum îi dai înapoi. Și acum te trece pe, pe datele de benzină. 6,9 benzină. Da. Acestea fiind spuse, în like, câte share, episoade m-a trecut transpirația. Nu știu ce să vă spun, cum să vă zic. Dați și voi un like clipului, un clopoțel ca să fiți la curent cu ce postăm. Dacă nu v-ați abonat până acum, puteți să o faceți în continuare. Mi-ar fi plăcut ca mașina asta să fie un pic mai optimizată. Să îndrepte chestiile astea la ea, care nu sunt niște vârfuri de lanț ale industriei auto. Sunt niște lucruri banale, orice producător și-o reglează și-o optimizează așa cumva. Parcă prea sunt făcute așa și date drumul la ele pe bandă. Hai bă, luați-le, plimbați-le, faceți ce vreți cu ele, nu ne interesează de voi. Mă rog, ne vedem în noi și noi episoade. Bye, bye. Bye, bye.